Anul trecut, pentru a-și achiziționa o combină, un țăran român trebuia să vândă aproximativ 578 de tone de grâu. În 1990, însă, o combină costa cât aproximativ 175 de tone de grâu. Producătorii agricoli susțin că uneori sunt nevoiți să vândă la limita costurilor. Cursa de meșturile făcute pe lângă agențele ucrainene, în vederea transmiterii raportului privind impactul asupra mediului, capitole extrem de importante care ar fi trebuit dezvoltate pe larg, precum impactul asupra florei și faunei, sau impactul asupra rezervației biosferei Delta Dunării, sunt expediate în câteva rânduri, maxim jumătate de pagină, sau lipsesc pur și simplu. Românii cer implicarea UNESCO sau altor instituții internaționale în desemnarea arbitrajului științific neutru pus în Biserica Sfântul Petru din Rusia. Biserica rusă a minimalizat importanța gestului făcut de Vatican, susținând că icoana este în realitate o copie. Patriarhul Alexei al II-lea, care împiedică de ani de zile vizita papei în Rusia, a spus că specialiștii ruși susțin că exemplarul păstrat la Roma este doar una dintre nenumăratele copii și nu icoana dispărută. Se scumpesc călătoriile cu mijloacele de transport în comun și cu taxiul, titrează ziarul Realitatea Românească. De la 1 septembrie, în urma scumpirii carburanților, bucureștenii vor scoate din buzunar 10.000 de lei pentru o călătorie cu mijloacele de transport ale RATB. Prețul unui abonament pe o linie va fi de 180.000 de lei, cu 10.000 de lei mai mult decât în prezent. Și călătoria cu taxiul ne va costa mai mult din cauza scumpirii carburanților. Nu toate companiile de taximetrie anunță...